Bună ziua tuturor și bine ați venit alături de noi astăzi la prima emisiune live Diva Hair. Eu sunt Beatrice Rubică și voi fi gazda voastră astăzi timp de 30 de minute prețioase. De ce spun prețioase? Pentru că vom avea parte de o discuție cel puțin interesantă despre relațiile de cuplu și vă promit că împreună vom avea multe revelații. Vă așteptăm și în secțiunea de comentarii cu întrebări, pentru că la sfârșitul live-ului nostru cineva va avea parte de o surpriză. Deci stați pe aproape. Așadar, se spune că afecțiunea este atunci când admiri calitățile celui de lângă tine, iar iubirea este când îi accepți imperfecțiunile. Însă câți dintre noi avem puterea, răbdarea și inteligența emoțională pentru a face asta? Care este formula unei relații armonioase? Există oare? Putem să o găsim? Și atunci când o găsim, oare știm cum să o păstrăm? Pentru că uneori este nevoie de mai mult decât iubire pentru o relație echilibrată, am invitat-o alături de noi astăzi pe Daniela Dumitrescu, psiholog clinician, psihoterapeut și formator în metoda ESPERE. Daniela este alături de noi pentru a ne oferi răspunsuri la întrebări ce sigur au fost și în gândurile voastre. Bună, Daniela, și îți mulțumim că ești astăzi alături de noi! Bun găsit, mulțumesc de invitație și înțeleg că e un debut, așa că sper să fiu portbonorul vostru. Mulțumim frumos, așa să fie! Eu zic să începem în forță pentru că mor de curiozitate și am fost foarte încântată de tema emisiunii de astăzi și abia așteptam să o moderez. Așa că aș vrea să te întreb în primul rând, de ce vin cuplurile la psiholog? Ce caută ei acolo? Vin din diverse motive. Cel mai frecvent motiv este cel legat de separare. Adesea cuplurile ajung la psiholog ca și la medic prea târziu. Ajung la psiholog când lucrurile deja sunt într-o stare destul de degradată și încearcă așa psihologul ca ultimă speranță, ca ultimă soluție, însă lucrurile ar fi bine să se întâmple un pic mai devreme ca să avem timp să și facem o intervenție cu adevărat eficientă. De cele mai multe ori spuneam că vin în caz de separare, de divorț și pe locul imediat secundar sunt cazurile privind o relație extraconjugală. Am înțeles. Și în cele mai multe cazuri reușesc să se soluționeze problemele sau o dau la pace cum ar veni sau... Ca să fiu foarte sinceră, nu, pentru că așa cum spuneam, vin un pic prea târziu, dar ceea ce reușesc să fac atunci când văd că relația deja nu mai este funcțională, este deja toxică și deja poate chiar agresivă, atunci încercăm să învățăm să ne separăm sănătos, pentru că iată, nu știm nici să ne separăm sănătos și să încercăm să avem post-separare, dacă există copii mai ales, o relație parentală benefică pentru copilul care este în relație. Deci este important să știm să intrăm în relații sănătos, să păstrăm relațiile sănătoase, dar la fel de important este să știm să și închidem sănătos o relație, pentru că din păcate, de foarte multe ori stăm în relații prea mult. Eu chiar am un articol pe blogul meu, Fericite ce comunică, care se numește Despărțiți-vă cât încă. Adică ceea ce spun eu este, haideți să încercăm să ne separăm cât încă nu am atins cele mai urâte zone din noi, cât încă n-am ajuns să scoatem toți monștrii pe afară, cât încă nu ne-am rănit foarte tare. Haideți să ne separăm cât încă putem să fim prieteni, cât încă putem să ne vedem pe stradă și să ne salutăm, cât încă putem să ne întrebăm senin, hei, ce faci? Ești bine? Mă bucur dacă ești bine. Deci cumva și separarea trebuie făcută un pic înainte de a atinge așa ultimul punctul maxim de conflict. Exact. Din păcate, cuplurile ajung la psiholog așa, după ultimul punct. Am înțeles. Da, și e problematic în cazurile cu copii, din păcate. Acolo sunt implicații. Eu spun adesea că o separare nu este traumatică pentru copii dacă este făcută corect și dacă adulții reușesc să se raporteze în continuare corect și sănătos la copii și să înțeleagă că ceea ce dispare într-un divorț este relația de cuplu, dar rămân în continuare în relația parentală și atâta timp cât există acest copil vor rămâne într-o relație parentală practic toată viața.
Așa este. E foarte important să conștientizeze copiii acest lucru și să înțeleagă că de fapt nu este vina lor, nu este despre ei. Evident. Și că relațiile cu părinții rămân aceleași. Evident, niciodată nu divorțează mama și tata și este și greșit să spunem așa. Divorțează femeia și bărbatul din cuplu, nu divorțează mama și tata, pentru că mama și tata este un rol care este în raportare cu copilul. Deci nu are cum să o mamă nu divorțează niciodată, o femeie divorțează, pentru că o mamă nu este într-un raport de căsătorie cu copilul, este într-un raport matern. Deci o mamă nu are cum să divorțeze. Dar în schimb femeia care este în spatele mamei, da, poate să divorțeze, poate să aibă o nouă relație, se poate angaja într-un nou proiect relațional. Asta da, dar nu mama. Mama este doar în raport cu un copil. Așa este. Daniela, mie mi se pare că în continuare la noi în România există o reticență în privința mersului la psiholog și activității lui și sunt convinsă că mulți dintre oameni, de altfel am și auzit persoane care nu sunt atât de deschise, să spunem, spre a merge la terapie pentru că li se pare inutil, li se pare că ei pot să se descurce singuri, da, de ce să merg eu acolo, că cine știe ce o zice lumea, că poate spune că am probleme mari, că de ce merg la psiholog. Și atunci aș vrea să te întreb cum ne ajută pe noi ședințele de terapie. Eu zic că lucrurile s-au mai schimbat. Eu sunt psiholog de aproape 20 de ani, iar acum 20 de ani lucrurile erau și mai în ceață și mai pustii decât sunt acum. Acum lumea deja, zic eu că este mult mai deschisă, au apărut foarte multe informații pe piață, au apărut astfel de intervenții, uite cum suntem și noi acum. Lumea, cred că și în România începe să se deschidă. Sunt foarte mulți părinți care vin să întrebe cum să gestioneze anumite situații din familie. Deci eu zic că lucrurile sunt într-un crescendo și evident că eu pot să compar cum era acum 20 de ani și cum este acum și clar este mai bine. Sigur că oamenii se întreabă, dar ce poate să-mi spună mie un străin, de ce să-mi rezolve un străin problemele vieții sau nu știe nimeni ce e mai bine în viața mea decât eu și așa mai departe. Eu le-aș spune, e un subiect foarte mare, eu le-aș spune așa, ok, sigur că de foarte multe ori suntem atât de ancorați în viețile noastre și în problemele noastre încât nu reușim să ieșim din cercurile acestea vicioase care ne mențin acolo, da? Ca să poți să găsești soluția unei probleme, este bine să ai un pic de distanță, este bine să te îndepărtezi un pic, este bine să capeți această privire mai obiectivă și un pic din exterior, care te face să vezi lucrurile într-o perspectivă un pic mai amplă. Și un exemplu pe care, de exemplu, eu îl dau este că, ok, dacă stau în casă și, de exemplu, văd că îmi pică apă din tavan, eu dacă rămân în casă, nu înțeleg unde este problema. Eu trebuie să ies din casă, să mă urc poate pe acoperișul casei și să văd ce am de reparat. E, cumva foarte mulți oameni au probleme, dar rămân în casă, nu ies din casă. Așa rămân asta. Acolo și se întreabă, dar de ce îmi pică mie din tavan? Uite ce nefericit sunt, uite cineva are ceva cu mine, m-a pedepsit, nu știu cine. Dar nu încerc să rezolv, să aflu de ce și să rezolv. Ok, psihologul este ăla care îți bate la ușă, știi, și pentru că este în exterior și pentru că vede problema un pic mai în perspectivă, spune, știi, de fapt, trebuie să pui o țiglă acolo sus pe acoperiș, exact. Și lucrurile s-ar putea să se rezolve. A sărit o bucățică și trebuie să o repari, să pui altceva. Da, de multe ori psihologul vine cu o viziune, vine cu o perspectivă, vine cu o idee pe care tu nu reușești să o vezi pentru că ești foarte prins în propria problemă, în propriile tale capcane mentale, în propriile tale convingeri, în propriile tale idei și prejudecăți și n-ai cum să ieși de acolo pentru că ești blocat și nu reușești să vezi ce este și în afara ta. Întregul orizont. Așa exact. Este. Exact. Mă întorc puțin la relațiile de cuplu, pentru că aici cred că e interesul foarte mare și de altfel asta e tema noastră. Există niște semne care ne dau de gândit și ne ajută să ne dăm seama că avem nevoie de o intervenție terapeutică atunci când suntem într-o relație de cuplu? Acum semne sunt, important este să le și vedem și important este să și facem ceva pentru ele. Ideal, din punctul meu de vedere, ar fi să ne pregătim un pic înainte de cuplu și să ne rezolvăm un pic problemele personale. Pentru că de cele mai multe ori
intrăm în cuplu cu tot felul de nevoi emoționale neîmplinite, nesatisfăcute, cu tot felul de răni, cu tot felul de lucruri care nu sunt încă așezate în noi și pe care le transferăm adesea partenerului și în numele iubirii ne așteptăm ca el să ne scape pe noi de toate problemele noastre emoționale. Așa că recomandarea pe care o fac este, ok, înainte să intrați într-un cuplu, haideți să rezolvați un pic ce aveți voi la voi acasă, ca după aceea să puteți să fiți un partener echilibrat și sănătos și conștient într-o relație cu un celălalt. Ca și semne care ar trebui să ne dea de gândit, sunt acele momente în care fie te simți singur în cuplu, deși ești căsătorit, tu simți că e un străin lângă tine, fie când simți că nu mai ești ascultat, nu mai ești înțeles, nu mai ești validat. Ok, pe termen lung, nu vorbim acum de o seară când ne-am certat și gata, nu mă simt înțeleasă, imediat mă duc să caut ajutor. Încercăm, fiecare dintre noi încercăm și am încercat poate în cuplurile pe care le-am avut să gestionăm cum putem, dar când vedem că se repetă aceleași lucruri și că noi de 2 ani, 3 ani, 5 ani, 10 ani suntem în același punct și repetăm aceleași lucruri și ne certăm din aceleași motive din nou și din nou, atunci poate că este bine să apelați la cineva care să vadă acoperișul, nu doar casa. Cred că aici intrăm un pic în sfera unei alte întrebări care pe mine mă fierbe foarte tare, mă macină și e un subiect care e foarte des întâlnit în perioada asta. O să te întreb acum, deși voiam să te întreb mai târziu, ce înseamnă o relație toxică? Pentru că aici ai menționat că se repetă niște probleme, tot revin niște tare, să spunem, niște comportamente deficitare în cuplu și atunci cred că intrăm în zona asta de relație toxică. Ce înseamnă o relație toxică? Cum ne dăm seama că suntem acolo în ceva ce nu e ce trebuie? Ar defini mai degrabă în opoziție ce înseamnă o relație sănătoasă, pentru că vorbim destul de mult despre ce înseamnă negativul, dar nu mai știm ce înseamnă pozitivul. Ok, o relație sănătoasă, și o să, prin opoziție o să înțelegem ce înseamnă o relație toxică. O relație sănătoasă este o relație în care simt că am libertatea de a mă manifesta, am libertatea de a mă exprima, am libertatea de a fi în felul în care sunt. Nu mă tem să mă arăt în vulnerabilitatea mea, nu mă tem să mă arăt în sensibilitatea mea, nu mă tem să mă arăt în ideile mele, în creativitatea mea. Deci am această libertate de a fi. Simt că în această relație sunt cât pot de mult din mine. Atunci când într-o relație simt că eu sunt din ce în ce mai puțin din ceea ce sunt, până când ajung poate să nu mai recunosc, să spun ok, cine este femeia asta, pentru că eu nu o mai recunosc, eu eram altfel înainte, atunci astea sunt semne clare că acea relație nu este benefică pentru mine. Dacă eu simt că într-o relație avansez, progresez, că aripile mele au elan și că simt că sunt acolo cu tot ce am eu mai bun și că este primit acest lucru, atunci da, este o relație sănătoasă, este o relație în care creștem împreună, ne dezvoltăm împreună, ne vedem împreună, ne validăm, ne valorizăm, ne simțim, ne conectăm împreună, da, unul cu celălalt. Asta este o relație sănătoasă. Prin opoziție, eu fac o distinție între relație funcțională, nefuncțională și relație toxică. O relație poate să devină nefuncțională, dar să nu ajunge să ajungă să fie neapărat toxică și recomandarea ar fi, de exemplu, să apelați la un ajutor atunci când relația devine nefuncțională. Ce înseamnă nefuncțională? Înseamnă că începem să ne împleticim, începem să simțim că parcă nu mai curg lucrurile, că parcă ne împiedicăm, că parcă începe să mă strângă, parcă nu mai este cum era, dar nu ajunge să fie cu durere, nu ajunge încă să fie suferința foarte mare, nu ajunge să fie agresivitate, nu ajungem, de exemplu, să ne jignim, să poate chiar să ne lovim, pentru că, din păcate, violența în cuplu este mult mai frecvent întâlnită decât ne imaginăm noi. Și atunci deja este o relație toxică, când ajungem la comportamente care devin violente, care devin abuzive. Vorbim despre cel mai probabil toxică. Acolo nu prea mai poate fi salvat nimic. Exact. Adică nu văd cum ai putea să salvezi. Exact. Atunci când ajungem în acel punct,
deja intervenția are mai puține șanse de a rezolva lucrurile. Dar dacă vedem că o relație a avut un parcurs împlinitor și că la un moment dat a început să nu mai fie la fel de funcțională, că deja s-au acumulat niște lucruri, că deja parcă nu mă mai simt la fel de liberă sau la fel de dornică de a împărtăși cu partenerul meu tot ce fac sau ce simt sau ce mi se pare mie important, deja sunt semne că relația nu mai este la fel de cursivă, că nu mai curge atât de firesc. Și atunci începe să devină mai puțin funcțională până când ajunge să devină chiar nefuncțională. Deci sunt diverse grade ale relației, sunt diverse etape, dacă vrei, ale vieții unei relații și sigur că cu cât reușim să rămânem în contact cu relația noastră și să împărtășim partenerului, uite, poate că eu până acum 2 ani reușeam să-ți împărtășesc despre visele mele. Acum îmi este din ce în ce mai greu să-ți povestesc despre planurile mele de viitor. Asta trebuie să fie un semn că ceva în relație s-a întâmplat, că nu mai am aceeași deschidere, aceeași prezență relațională. Și atunci o relație poate să fie mai puțin funcțională, dar nu neapărat toxică și evident că intervenția ar fi bine să se întâmple mai atunci, mai aproape de nefuncțional decât de toxic. E foarte interesant ce spui și asta mă face să mă gândesc la cum ar trebui să procedăm în cazul în care există lucruri care ne deranjează, pentru că inevitabil ele apar, celălalt nu o să facă întotdeauna ce ne dorim noi să facă, ce ne așteptăm noi să facă și atunci pot interveni cumva niște stări conflictuale interioare sau exteriorizate. Cum să comunicăm celuilalt fără să se simtă deranjat, fără să fie un reproș, ceva ce nu ne convine sau am vrea să schimbe cumva. Da, atâta timp cât nu intrăm peste personalitatea lui și... Da, asta ține un pic de educația noastră relațională care este quasi absentă. În ce sens? În momentul când înțeleg că partenerul sau partenera mea nu este în relație cu mine ca să-mi satisfacă mie dorințele. Eu tot timpul spun, ok, partenerii voștri nu sunt Moș Crăciun. Dar nu e ca și când, ok, mă iubești, ok, uite lista cu ce trebuie să faci. Îmi dai like-uri la toate pozele mele. Masaj în fiecare seară. Îmi gătești plătite duminica și nu mai știu când. Îmi dai mie cardurile. Exact, pinurile și de la telefon, vreau să știu pinul ca de să fie plătit și cu altcineva. Ok, deci iubirea sau relația nu vine cu un to-do list. Deși la nivel de așteptare noi îl avem în mintea noastră. Ok, păi n-ai zis că mă iubești, dacă ai zis că mă iubești, nu întârzi niciodată la întâlniri sau mă suni de 3 ori pe zi și îmi spui unde ești. Ok, da, deci de multe sau îmi spui te iubesc de 3 ori pe zi. Exact. Deci de multe ori punem așa în numele iubirii niște exigențe care nu sunt relaționale, nu fac bine relației pe termen lung. Poate că celălalt va răspunde în primă fază de dragul nostru, dar pe termen lung ele nu o să întrețină relația. Sunt comportamente antirelaționale și care pot să ducă la nefuncționarea relației pe termen lung. Ok, dar sigur că într-o relație apar momente în care sunt deranjată de anumite lucruri pe care le face celălalt. Dar pentru a nu transforma ceea ce vreau să comunic într-un reproș, întotdeauna este o regulă de igienă relațională, cum îi spunem noi, întotdeauna formulez mesajele de la mine. Adică nu-i spun, tu ești de vină pentru că eu mă simt singură și atunci este un reproș și celălalt spune, da, ok, dar fac ce pot până la urmă, da? Și eu sunt cea care trebuie să mă investighez și să spun, ok, ce anume mă face să mă simt atât de singură? Și atunci pot să-i transmit partenerului, uite, știi, când nu vorbim mai mult de 3 zile, în mine începe să se simtă un sentiment de singurătate. Deci dacă vedeți diferența, una este să spun, tu ești de vină pentru că mă simt singură și alta este să spun, ok, eu cu mine am văzut că apare în mine sentimentul de singurătate atunci când se întâmplă lucrul acesta. Deci rămân cumva la capătul meu de relație, cum spunem noi, rămân ancorată la mine și rămân ancorată
în ceea ce transmit, nu la nivel de celălalt trebuie să facă ceva pentru asta, ci este o împărtășire a felului în care eu funcționez. Uite, când tu nu mă suni mai mult de 4 ore, ok, nu știu, 5 ore, 10 ore, eu încep să devin anxioasă. Sigur că el nu este dator să-mi îngrijească mie anxietatea, dar eu pot să transmit în cuplu felul în care funcționez. Repet, nu cu pretenția ca celălalt să-și asume stările mele emoționale. Dar sigur că în momentul când împărtășesc stările mele emoționale, el poate să înțeleagă mai bine cum funcționez. Înțeles. E, dacă îmi permiți o mică glumă, mi se pare un fel de manual de utilizare, dar e foarte util și benefic, pentru că în momentul în care nu împărtășești cum funcționezi, celălalt nu are cum să știe, se pot aduna în interiorul nostru foarte multe gânduri și sentimente negative și atunci la un moment dat e posibil să facă boom și celălalt o să fie ce s-a întâmplat, că era bine, acum două zile era tot ok și acum a explodat. Pentru că și multe femei fac această greșeală, ele nu dezvoltă mecanismul lor interior, ci doar transmit partenerilor reproșul. Tu ești de vină pentru că eu sunt tristă. Evident că pentru celălalt e de neînțeles cum ești tristă, că până acum erai veselă. Dar de fapt eu am stat și am zis, păi dacă nu mă sună înseamnă că e cu nu știu cine și înseamnă că nu mă iubește suficient. Eu am avut cu mine deja un proces intern pe care eu nu l-am dezvăluit. Și atunci partenerul e practic îi se aruncă în fața așa câte o chestie de genul ăsta pe care evident că nu o poate înțelege și nici nu o poate aplica pentru că nu are sens pentru el. Și atunci eu recomand de foarte multe ori în cuplu să încerce să exprime cât mai mult din ceea ce se întâmplă pe dinăuntru. Ok, spune-i partenerului tău: uite, când tu faci asta, mie mi se pare că nu știu ce și atunci asta mă face să fiu așa. Deci să punem în cuvinte cât mai mult din ceea ce se întâmplă la nivel interior. Noi de foarte multe ori comunicăm doar vârful de iceberg, nu comunicăm și tot procesul icebergului, exact, tot procesul și atunci asigur că pentru celălalt a lovit Titanicul iceberg, dar el nu înțelege de unde, cum și ce se întâmplă. Și atunci una dintre variantele pe care eu le recomand este, ok, puneți în cuvinte, încercați să transmiteți cât puteți de mult din ceea ce se întâmplă pe dinăuntru, ca celălalt să poată înțelege, ok, acum am înțeles. Daniela, cât de importante sunt relațiile intime pentru echilibrul unei relații? Sunt importante pentru o relație de cuplu, adică nu pentru toate relațiile, da? Relațiile da, categoric. Importante pentru relațiile de cuplu, pentru că relațiile de cuplu, evident, da? Asta e tema. Exact, și relație profesională și parentală și așa mai departe. Sigur că sunt importante relațiile intime într-o relație de cuplu. Nu m-aș hazarda să dau acum procente și, de mă rog, știu că sunt la modă cifrele, dar cred că fiecare cuplu își poate găsi propria funcționare a intimității și fiecare cuplu își stabilește cumva care este ritmul benefic relației lor. Nu există, nu știu, trebuie să facem dragoste de 3 ori pe săptămână sau de 5 ori pe lună sau eu evit să dau astfel de cifre foarte clare pentru că evident că suntem ființe unice și individuale și fiecare relație este unică, așa cum fiecare relație poate să aibă perioade. Poate să aibă perioade în care, nu știu, activitatea sexuală să fie mai intensă, poate pentru că își doresc să facă un copil sau pur și simplu sunt într-o primă etapă a relației când încă hormonii colhăie peste tot. După care, evident că după ce relația se maturizează, se echilibrează, impulsul sexual nu mai este la fel de amplu. Asta nu înseamnă că dispare și că nu există, ci pur și simplu el capătă o frecvență mult mai adaptată relației la momentul respectiv. Deci, da, este importantă intimitatea și când a spune intimitate, n-aș lega-o neapărat de sexualitate, pentru că momente de intimitate, aș spune mai degrabă așa, că sunt importante momentele de intimitate care nu trebuie neapărat strict asociate cu ideea de sexualitate.
Așa este, da, da. Momentele de intimitate împreună pot fi și de altă natură. Putem doar să stăm împreună, să ne uităm. Exact. Eu sunt, să ne privim. Eu sunt o promovatoare a tandreții, de exemplu, și de multe ori spun, ok, câți dintre noi facem gesturi tandre pentru partenerii noștri, care să nu aibă o conotație sexuală, ci pur și simplu dintr-o nevoie de a transmite afecțiunea, de a transmite emoția pe care o am de drag pentru persoana respectivă, și atunci îmbrac gesturile mele cu tandrețe, cu iubire, cu bunăvoință, cu admirație, cu bucurie, cu entuziasm, și atunci, da, hrănim relația, apropo de cum se hrănește o relație. Uite, așa se hrănește o relație, punând acolo un pic de tandrețe, punând acolo un pic de entuziasm, punând acolo bucuria de a ne conecta cu celălalt, de a ne întâlni cu celălalt, de a fi împreună. Și cred că și una dintre lecțiile pandemiei, poate că asta a fost, să reînvățăm să fim împreună, să fim cu adevărat împreună. Exact, și să nu alergăm tot timpul uitând de cel de lângă noi, pentru că suntem într-un fel de junglă, să spunem așa, ne ducem la muncă, ne ducem la sală, mergem la terapie, facem de mâncare și uităm de aceste momente de tandrețe de multe ori, care sunt mai mult decât esențiale. Există motive care determină pe celălalt să înșele? Greșeli pe care noi le putem face și care duc la asta? Cred că există acolo undeva întrebarea asta la fiecare dintre noi. Oare, nu știu, poate fac ceva greșit, poate îl determin să își caute alinarea în altă parte, dacă ne-am certat odată, nu știu. Ok, eu cred că asta cu faptul că eu îl determin pe celălalt să-l înșele sau din contră spun din cauza ta am înșelat, cred că este doar o scuză. Pentru că fidelitatea, de fapt, ține de un angajament față de propria persoană. Adică, dacă eu sunt o femeie fidelă, pentru că așa am fost educată, astea sunt principiile mele morale, asta este, fidelitatea face parte din sistemul meu de valori, eu nu voi înșela pentru că are legătură cu mine. Deci eu nu mă simt bine înșelând, nu pentru că partenerul este într-un fel sau nu este, dar de foarte multe ori pentru că facem astfel de gesturi, este mai ușor să spui din cauza ta am făcut asta decât să îmi asumi că da, pentru mine fidelitatea este poate mai fluidă și atunci nu asociez, de exemplu, iubirea cu fidelitatea. Sunt persoane care spun ok, nu înseamnă că dacă înșel nu-l iubesc pe celălalt, dar ține de propriul sistem de valori. Prin urmare, fidelitatea este o alegere personală, este o alegere conștientă și o decizie personală și nu are atât de mult legătură cu partenerul pe cât ne place nouă să spunem, pentru că asta este o lipsă de neasumare din punctul meu de vedere. Dacă înșeli, înșel pentru că pentru tine fidelitatea are o anumită conotație. Iar dacă eu cer fidelitate, e clar că în sistemul meu de valori fidelitatea are o anumită conotație și pot să o asociez, de exemplu, cu ideea de iubire. Dacă mă iubești, îmi ești fidel. Asta este valabil în sistemul meu de valori. Nu înseamnă că este valabil și în sistemul lui de valori. Ca dovadă că există foarte multe relații extraconjugale, mai multe decât ne imaginăm. Dar de foarte multe ori partenerii îmi spun, da, ok, am înșelat, asta nu înseamnă că nu-mi iubesc soția sau asta nu înseamnă că nu-mi iubesc în continuare soțul și că în continuare doresc să rămân cu el în relație. Deci nu, dar numai se știe și el. Uneori știe și el. Așa că fidelitatea rămâne, repet, un deziderat personal care ține de propria educație, propriul sistem de valori și propria alegere. Dacă eu sunt o femeie fidelă, eu sunt fidelă indiferent de ce, cu cine sunt în relație. Că sunt în relație cu Brad Pitt sau cu Gigel, eu sunt fidelă. Eu nu sunt fidelă lui Brad Pitt, eu sunt fidelă principiilor mele de fidelitate. Așa cum dacă nu sunt o persoană fidelă, nu contează că sunt căsătorită cu Brad Pitt sau cu Gigel, eu nu sunt o persoană fidelă. Deci nu are legătură cu partenerul meu, are legătură cu ceea ce eu îmi stabilesc ca și principii de viață.
Din păcate ne apropiem de finalul emisiunii deja, deși eu am un amalgam de întrebări în spate pe care le-aș mai aduce în față. Te-aș ruga să ne povestești puțin despre surpriza pe care noi am pregătit-o unuia dintre cei care ne urmăresc și am înțeles că i-ai spus agendă relațională. Da, sunt foarte încântată să vă prezint această agendă relațională. Wow. Okay. Este un proiect care a apărut de nicăieri. Practic această agendă nu exista nici măcar la nivel de idee de Crăciun. Pur și simplu după Revelion mi-a venit ideea, am lucrat intens la ea și cu bucurie în doar două săptămâni o am și în mână. Este o agendă în care eu de fapt propun în fiecare săptămână practic un exercițiu relațional. Eu i-am spus o provocare relațională. Ok, nu știu cum să vă arăt așa. Deci practic avem 52 de provocări relaționale pentru fiecare dintre cele 52 de săptămâni. Prin urmare, dacă veți parcurge această agendă și veți face exercițiile pe care eu vi le recomand aici timp de un an de zile, o să vedeți că o să vă raportați un pic diferit la relații. Așa că pentru cititorii, ascultătorii, vizualizările voastre, doresc să ofer ca și cadou o agendă relațională. Ok, o să vedem cum o să intre în posesia ei. O să stabilim împreună asta. Dar este cadou pe care îl fac cu bucurie către voi. Sunt sigură că cine va primi agenda va fi foarte fericit și sper să și lucreze exercițiile pe care tu le propui acolo. Eu una le-aș lucra cu mare drag. Îți mulțumim pentru răspunsurile pe care ni le-ai acordat și pentru toate sfaturile mai mult decât utile. Acum am să te rog să ne ajuți cu câteva răspunsuri la întrebări care au venit din partea celor care ne urmăresc. Hai să vedem care e prima întrebare. Avem așa. Bună ziua, există vreo șansă de remediere a relației de cuplu atunci când unul dintre parteneri abuzează de alcool? Credeți că terapia de cuplu ar ajuta în acest sens? Ok, dacă este o persoană care este dependentă de alcool, în primul rând că trebuie să-și rezolve dependența de alcool. Ori dependența de alcool nu se rezolvă în terapie de cuplu. Dependența de alcool se rezolvă într-o terapie individuală. Pentru că, practic, eu trebuie să vedem cu cine avem o relație. Avem o relație cu el sau avem o relație cu dependența lui de alcool. Și atunci, prima recomandare este ca persoana respectivă să încerce să facă o intervenție pe dependența de alcool, care, da, va interfera în relația de cuplu, clar. Mulțumim frumos. Da, e într-adevăr o problemă destul de sensibilă. Da, da. O altă întrebare de la Maria Ionescu. Cum facem față geloziei în cuplu? Partenerul meu a ajuns să fie gelos, inclusiv când ies cu prietenele mele și nu mai știu cum să fac față. Ok, gelozia trebuie, sigur că este un comportament toxic din punctul nostru de vedere al psihologilor, dar gelozia poate să aibă două fațete. Pe de o parte trebuie să, în ceea ce privește capătul lui de relație, să vedem dacă el cumva se manifestă o formă de nesiguranță. E clar că un partener care este gelos manifestă o slabă stimă de sine sau poate acolo câteva răni pe care nu le are încă rezolvate. Poate o teamă de abandon, poate o teamă de trădare. Deci e clar că atinge în el ceva comportamentul ei. De altă parte trebuie să mă întreb și eu ca femeie dacă nu cumva provoc gelozia. Pentru că avem cumva ideea asta că ok, un pic de gelozie nu strică în cuplu. Ei bine, cam strică și un pic de gelozie. Ca să văd dacă mă iubește. Iarăși ajungem la to-do-ul. Ok. Și a spune ok, aș fi atentă și eu în ce măsură poate că și eu ca femeie pedalez pe niște comportamente care pot să fie seductive. Poate că uneori o fac conștient, poate că uneori o fac inconștient. Și asta poate să stârnească și la gelozia. Deci trebuie analizat și văzut din ambele părți. Dar în principiu partenerul care manifestă gelozie este un partener care poartă în el o rană, o suferință, ceva ce încă nu este așezat acolo la el.
Da. O ultimă întrebare. Bună ziua! Cum putem evita monotonia care apare într-o relație după o perioadă de timp? Ar putea fi terapia o soluție în acest caz? Ei bine, da. În acest caz ar putea să fie monotonia o soluție pentru monotonie. Terapia o soluție pentru monotonie. Exact. Pentru că terapeutul poate să vă, prin terapie puteți să vă redescoperiți unul pe celălalt și poate să vă recomande niște jocuri, niște alternative, niște variante de întâlnire. Da, o relație se hrănește și se hrănește prin surprize, prin momente pe care le creăm pentru celălalt, și atunci când creăm un moment pentru celălalt, practic ne creăm propriile amintiri. Și atunci, da, sigur că se poate face o intervenție și monotonia care se instalează, de fapt, este o rutinare a relației. În mod normal, după o anumită vreme apar niște comportamente rutinate, ceea ce generează monotonie. Dar monotonia poate să fie spartă cu momente surpriză, cu mici cadouri, cu chiar și cu un pic de spicy în relațiile intime. Deci, variante există și da, poate să fie o soluție terapia. Îți mulțumim foarte mult, Daniela, pentru răspunsuri. Iată că am ajuns la sfârșitul emisiunii de astăzi. Daniela, îți mulțumim. Ai fost psihologul nostru de serviciu de astăzi. Ne-ai ajutat enorm să deslușim o mică parte din misterele relațiilor de cuplu. Eu sunt Beatrice Rubică și vă doresc iubire, înțelegere, armonie. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și să auzim numai de bine. Pe curând.